asta facem. Cazul 2. Caz 2. A egal cu 2. Bun. Atunci numărul de tipul 2B. Deci trebuie să construiesc 20. 20, de la 2B. De la 2 plus 2 plus 3, 5 plus 4, 9 plus 5, 14. Hai că eu să o gătesc. 14. Da, 14 plus... plus 6, 20. Ați ajuns 20. Am făcut 20. Acum ce punem peste? 7. E două cifre. Corect. Deci 27. 7. Gata, avem 7. 27. Deci avem 15, 27. 27. Începem și cazul 3. Dacă A egal cu 3. Cazul 3. Dar acum trebuie să ajungem la 30, nu? Nu mergem de forma 3B. În momentul ăsta sunt de forma 3. B. La 30 trebuie să ajungem. Și? Părinte, la 3. 3 plus 4 plus 5 plus 6. Mai mic decât B. Mai mic decât B, corect. Ai egal cu 4, iasă. Ai egal cu 4. Pornim de la 4. Ați înțeles, copii? Da. Hai că s-am desfășit până la 4. 4. Ai egal cu 4. Pornim de la 4. 4 plus 5 plus 6. Hai să obținem 4. 4 plus 5 plus 6 plus 4. Profesor, nu ați reușit. Cât dă aici? Deoarece 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9. Plus 9? Dă 39. Plus, dă 39 și 10 dă 49. Păi, nu puteam să zic, cifre. Păi, ce am făcut? Dă 39. Deci nu puteam să zic, cifre. Păi, ce am făcut? Dă 39. Dă 39. Dă 39. De ce tip de chipul AB? Bun. Au găsit pastii. 1. Adică 10. 10. Beau o cifră. Și încep să construiesc. De la A, că zice cel puțin A și cel mult B. Da? Ca sumă, că n-am adunat aici. Atât. Cei care erau inspirați, construiau doar atât. Rezolvarea subiectului era exact. Da. Luam fiecare cază, încercam să-l facem și dai peste urmă, dar trebuie să-i și la revedere. Da. Foarte simplu, dacă e înțelesul, dacă nu înțelegi. Exact. Și era cam greu de înțeles, cum, dar nu mai contează. Sperăm că nu o să dea așa greu. La o concurs matematică, la care participă 50 de elevi, se oferă spre rezolvare 3 probleme. Deci 50 elevi. 50 elevi și 3 probleme. 3 probleme. Știind că fiecare elev, știind că fiecare elev a rezolvat cel puțin o problemă, cel puțin o problemă, și că numărul de soluții corecte ale tuturor concurenților este 100, aflați, arătați că numărul celor care au rezolvat corect toate cele 3 probleme este cel mult 25. Mai citesc o dată. Deci, știind că fiecare elev a rezolvat cel puțin o problemă. Deci fiecare din cei 50 fac cel puțin o problemă. O problemă. Înseamnă că... Și că numărul de soluții corecte, numărul de soluții corecte, ale tuturor concurenților este 100. Adică... Deci unii au rezolvat una, unii au rezolvat două, unii au rezolvat trei. Arătați că numărul celor care au rezolvat corect toate cele trei probleme este cel mult 25. Dacă facem 25 ori 3, dă 75 și înseamnă că mai rămân 25 de elevi. 25 de probleme. 25 de probleme. Și înseamnă că mai avem 25 de elevi și înseamnă că unul a rezolvat o problemă. Fiecare din ei a rezolvat o problemă. Da. Și restul de 3. Da. Cum zice el. Deci, tu gândești în felul următor. Dacă cele trei probleme ar fi fost rezolvate de către
tu acolo spune cel mult 25 acolo. Da. El a crezut că sunt 25 chiar. Deci, arătați, arătați că cel mult 25 de elevi au făcut toate probleme. Deci cel mult 25. Da. Deci nu poate să fie mai mare decât 25. Numărul celor care au întrebat, da? Arătați că numărul celor care au întrebat corect toate cele trei probleme este cel mult. Cel mult 25. Dacă am presupune că ar fi mai mult de 25, deci nu suntem de acord. Noi presupunem că numărul lor a fost mai mare decât 25. Ce s-a întâmplat dacă ar fi mai mare decât 25? Dacă numărul lor ar fi mai mare decât 25. Zicem 26 au rezolvat chestia. Da, dacă ar fi 26. Se poate ia, ziceți repede, 26 ori 3 câtă? 26 ori 3 câtă? 26 ori 3 face 78. De 78 de probleme. Probleme ar fost corect făcute, nu? Da. 78. Și 100 de soluții. 100 de doar. 100 minus 78. 100 minus 78 de 22. Și 2. Dar toți copiii au făcut cel puțin o problemă. Fals. Deci cel puțin au făcut toți câte o problemă. 22. 22 nu e, că din 50 de copii minus 26 care presupune dumneavoastră rămân 24. Deci fals. Nu se poate face asta, da? Da? E posibil așa. Dar dacă luăm 30, dacă luăm 20, eu 20. Mai mult nu pot, știi, minim 25, mai puțin pot. Păi dacă eu 24 de copii? Ia să luăm 24. Patru copii nu sunt la probleme. Ia să vedem. Presup. Deci numărul ar fi 24, da? Da. Numărul lor. Egal cu 24. Cum ar face? 24 ori, ziceți. Ăsta au făcut corect cât e 3, da? Da. 24 ori 3, egal cu 72. Și acum din 100 cât sunt corecte? Scădem 100. Scădem 72 ăsta care. Și cât dă? 28, corect. Și 20, câți copii v-au mai rămas? 24 a zis că 26 v-au mai rămas. Da. 26 e bun, au făcut câte una cel puțin. Exact. Și mai sunt unii care au făcut două. Deci așa se încadrează. Deci rezolvarea trebuie făcută așa cum am mers noi aici. Presupunem că ar fi mai mare. Nu-i bun. Presupunem că e mai mare, intrăm în contradicție. Atunci ar fi mai mic. Dar 25? Nu. Adică e de la 25 în jos. Da. Deci când presupui că este mai mare decât 25... Ai intrat în contradicție. Intră în contradicție. Când e mai mic? Nu mă interesează. Înseamnă că mai mare nu se poate. Înseamnă că rămâne mai mic. Mai mic. Și ce zici? Doar adevărat? Atât. E o rezolvare prin reducere la absurd. Bun. Da? Deci este o rezolvare prin metoda reducere la absurd. Presupunem că ar fi mai mare numărul lor. Ia uitați. Ia să. Fie A, B, C, numărul elevilor care au rezolvat corect exact una, două, respectiv trei probleme. Pentru asta nu termin. Atunci, A plus B plus C, deci 50. A, B, C, numărul elevilor care au rezolvat o problemă. Una, două sau trei? Două. Sau trei? Da, două sau trei. Atunci A plus B plus C egal cu 50. Deci care au rezolvat una, două, trei. Sau trei. Da, numărul copiilor sunt 50. A plus B plus C, nu știm câte au rezolvat una, câte au rezolvat două, câte au rezolvat trei. Dar numărul lor... A plus B plus C, numărul copiilor egal cu 50. Și A plus 2B plus 3C egal cu 100. A plus 2B plus 3C egal cu 100. Pentru asta primeam două puncte. Că sunt 100 de soluții corecte. Da, pentru asta primeam două puncte. După aceea rezultă că B plus 2C egal cu 50, mai primeam două puncte. B plus C egal cu? B plus 2C. B plus 2C. Le scădeam. Le scădeam. Da, egal cu 50. Scădea cele două relații. Adică soluțiile. Da. Deci cei care au rezolvat, numărul celor care au rezolvat două și numărul care au rezolvat și doi care au rezolvat. Da, adică și adică trei probleme rezolvate, 50.
Deci vezi că de re... D plus 2C. Egal cu 50, adică numărul copilor care au rezolvat două probleme și trei probleme și 50 de copii puteau să fie. Da. Mai primeau două copii pe clasă. Atunci, 2C mai mic egal decât 50, deci C mai mic egal decât 25. Pentru asta mai primeau 3 puncte. 2C mai mic decât... 50, mai mic egal decât 50, deci C mai mic egal decât 25. Și pentru asta mai primeau 3 puncte. Da. Este soluția pe care o dă autor, deci așa, D-ul fiind un număr mai mare ca 0, înseamnă deci 2C mai mic decât 50, mai mic egal decât 50, adică numărul ăsta a fost 0. Să zicem că n-au făcut niciuna, dar 0, deci 2C mai mic egal, de 1C mai mic egal decât 25. 25 și asta pentru asta mai primeau 3. Da. Este soluția pe care o vede autor. Dar atenție multă, prin felul care am gândit-o noi, este corect. Tot punctau toate punctele și apreci. Adică dacă noi pentru făceam exact cum am făcut aici, ne uitați, cum am făcut noi aici, nu e acolo, că e aia. Domnul Brăstu, este soluții în afară de autor. În afară de autor. Da? Da. Când dai soluții în afară de autor, trebuie să te punctezi, că tot acolo. Tot acolo. Am mai spus dumneavoastră că ați dat o problemă. Exact. În modul dumneavoastră. Și ați gândit-o mult și copiii au gândit-o ușor mai mult. Sigur că da. Da, asta că presupunem, cum a zis și Andrei, presupunem că toți copiii au făcut deci, câte trei probleme. Deci, negăm concluzia. Sau ne... Da. Metoda, deci hai să-l notăm. Metoda. Reduceri la absurd. Reduceri la absurd. Adică, suntem împotriva concluziei. Da? Concluzia cum era? Să se arate că cel mult 25 de elevi au rezolvat toate problemele. Și spunem, presupunem că au rezolvat, negând concluzia, nu cel mult 25, presupune că, numărul celor care au rezolvat toate cele trei, toate problemele, este mai mare decât 25. Deci presupune că numărul celor care au rezolvat toate problemele e mai mare decât 25. Dacă e mai mare decât 25, atunci numărul soluțiilor este 3 ori 25, numărul soluțiilor e mare decât 3 ori 25. Numărul soluțiilor e mai mare decât 3 ori 25. 3 ori 25 face numărul soluțiilor mai mare decât cine? Mai mare decât 75. Numărul soluțiilor e mai mare decât 75. E din 3 ori 25 face mai mare decât 75. Total soluții, câte sunt total soluții? 100. Păi da, deci că sunt 25. Nu, total soluții sunt 100, parcă așa am văzut. Păi da. Nu, spuneam că trebuie să fie 100. Așa. Dacă total soluții sunt 100, dacă scădem din 100 mai mult decât 75, rămâne un număr mai mic decât 25. Deci rezultă atunci, număr soluții rămase este 100 minus 25 minus 75 care face cât? 25. Dar e mai mic decât 25. Deci că am scăzut mai mult decât 75. Deci rămâne un număr mai mic decât 25. Da. Ce adică o să mai am 25 mai mic decât 25? Păi atunci, din 50 de copii, cum toți 50 trebuia să rezolve cel puțin o problemă, rămân că au rămas mai puține soluții. Adică sunt și copii care nu au rezolvat nicio problemă. Da? Sunt copii. Da? Deci rezolve din 50 minus 25, un număr mai mare decât 25, adică 26, 27, 20, da? 25, 50 minus 25 egal. Dacă îți scade un număr mai mare decât 25, rămâne mai mic decât 50, decât 25.
Ori așa ceva nu se poate, da? Înseamnă că numărul de copii nu este 20, nu este 50, ci este mai puțin. Și asta e absurd. Deci, o soluția asta, care este corectă, pentru că numărul copilor care au rezolvat o singură problemă, care au rezolvat două, care au rezolvat trei, este în total 50. Deci 7 au făcut atâta, astea 20, celălalt până la 50, una, două sau trei. Și acum, numărul de soluții cum se are? Cei care au rezolvat o singură problemă, cei care au rezolvat două înseamnă 2 ori numărul lor, 3 ori numărul lor, fac 100. Prin scădere, B plus 2 plus 5 egal cu 50, este corect. Și atunci, noi, ce mai nimic de 50? B-ul ăsta măcar 0. 0 a fost, nu? Poate să fie și 0. Și cel mai nimic decât 25 este soluția de bani. Da. Deci, eu am trecut ora aici. Da? Da. Subiectul ăsta se pare din București, a fost foarte greu. Da. Mai întâi, rămânem la aceeași problemă. În fața unei situații. Trebuie să înțelegi. N-ai nicio șansă. Încinești odată, e două ori, trebuie să încinești. Până te-ai bătut în interiorul probleme, nu? Așa să ai trezut deasupra. Deci, din discuția scurtată, asta am înțeles. Problema trebuie citită, vezi, citită până când înțelegem ce și cum. Că în clipa în care aici am înțeles că e vorba de numele de la prima cifră, de la prima cifră până la cifra a doua, păi apoi da, a fost foarte simplu. Și repede au, da, și au înțeles. A, 1, 2, 3 și 4. Și au și înțeles, au și înțeles. Da. Sigur că autorii prind în șablon sau, dacă vreți, în barem, ideea lor, rezolvitorii se duc, corectorii se duc pe barem, de cele mai multe ori, așa le vine ușor la corectat, dar trebuie să fii atent că poți găsi soluții ale copiilor în variante de așa care sunt în afara barem. Exact, vezi că da, înseamnă că au avut și eu o idee mai bună. Sigur că da, sigur, o altă variantă de asta. Am mai spus-o și altă dată, am avut ocazia să văd o soluție la un examen, doar pe trei rânduri. Trei rânduri. Și toți rezolvitorii, toți corectorii au dat 0, 0, 0, așa. Și când m-am uitat cu atenție, el avea totul perfect. Dar nu era în șablon, era după modelul corector. La revedere! Nu uitați să dați like, share sau mâna și aproape da, să vedem.